Toată lumea a auzit de indicele glicemic. Care știm? Indicele glicemic este cel care ne măsoară nivelul de zahăr din sânge după consumul unor alimente. Exemplu, se știe că avem indicele glicemic care crește rapid glicemia sau care crește lent glicemia. Exemplu, glucoza are un indice glicemic de 100, orezul alb are indice glicemic crescut, în schimb legumele și cerealele integrale au un indice glicemic în general mai scăzut. Dar câți dintre noi am auzit de încărcătura glicemică? În momentul când suferim de diabet, este foarte important să știm și despre indicele glicemic, dar și despre încărcătura glicemică. Încărcătura glicemică ia în considerare, în special, calitatea carbohidraților, dar și cantitatea dintr-o porție obișnuită de aliment. Ce trebuie să știm? Trebuie să știm că o încărcătură glicemică mai mică va duce la o eliberare mai lentă a glicemiei în sânge, astfel încât vom avea un control glicemic mai bun. În general, trebuie să știm și diferențele, și anume indicele glicemic evaluează rapiditatea cu care crește glicemia după consumul unui aliment, în timp ce încărcătura glicemică oferă o imagine mai detaliată, care ia în considerare atât calitatea, cât și cantitatea carbohidraților. Alimentele cu indice glicemic scăzut și cu o încărcătură glicemică redusă sunt preferate, în special pentru persoanele care suferă de diabet, pentru un control al glicemiei. Exemplu, cereale integrale, fructele care nu sunt foarte dulci, legumele care nu au foarte mult amidon. Să evităm tot ceea ce este rafinat. Acestea sunt alimentele care trebuie să le luăm în considerare când vine vorba de controlul diabetului.